Salut, sunt Maxim, sunt militar și m-am născut în regiunea Kharkiv. Din adolescență am început să fumez, să consum alcool, iarbă și alte substanțe psihotrope. Periodic foloseam droguri injectabile și inhalabile, nici de furt nu m-am ferit. Nu dădeam socoteală pentru cuvinte, aveam o atitudine ignorantă față de oameni, bătăi, certuri, confruntări. Pe plan sexual iubeam în mod egoist orice fată care nu se împotrivea. Și eram dependent de pornografie, cu toate consecințele pe care le presupunea. După operațiunea antiteror din estul Ucrainei, începând cu anul 2015, am avut atacuri paranoice, atacuri de panică și înclinații suicidale. Avem 24 de ore într-o zi. Și dracii, și Satan, și toată puterea întunericului se uită foarte atent. Cât timp petreci cu Isus? Dacă tu consideri că poți să-i amăgești, greșești. În final, vine colapsul în viața ta. Dacă tu nu lași împărăția lui Dumnezeu să intre în viața ta, nu ai timp pentru Dumnezeu, pentru biserică, pentru studierea cuvântului în fiecare zi, pentru a rămâne în cuvânt, pentru a fi ucenicul și familia lui Dumnezeu, Iisus nu forțează pe nimeni. Este alegerea ta. Satan și slugile lui Satan te vor forța și nici nu te vor întreba. Am început să-L caut pe Dumnezeu, dar mai exact pe acela care să-mi rezolve dintr-o dată problemele și să-mi împlinească dorința unei conștiințe pervertite. Am început să citesc cărți, învățături, căutând secretele succesului oamenilor celebri, dar nu le-am găsit. Am început să merg pe la ghicitori, în cărți, dar aproape că am înnebunit. În viața mea au pătruns ființe, dragi, demoni, duhuri necurate care mă torturau în mod groaznic. Am pierdut gândirea rațională și aproape că am ajuns la spitalul de nebuni. Nu mai doream să trăiesc. Mi-am amintit de Dumnezeu și conform cunoștințelor, am mers la Biserica Ortodoxă. Am început cu bună credință să îndeplinești, să studiez totul, respectând cu strictețe învățăturile, posturile, nelipsind de la slujbe și altele. Ca rezultat, am scăpat de fumat și alcool. Însă ființele, demonii, nu mă lăsau în pace, la fel ca alte păcate. Căutând pe rețelele de socializare o fată pentru relații, am dat de un slujitor al misiunii Cuvântului Dumnezeu. Fata a început să-mi propovăduiască, însă i-am arătat într-o formă necenzurată apartenența la Ortodoxie. A doua încercare. Din nou un slujitor al misiunii, o tânără, Aleona, și față de ea am aplicat aceeași atitudine, însă aceasta a fost mai statornică. Astfel, datorită statorniciei și răbdăriei fantastice, de 8 luni sunt în biserică. Ca urmare a respectării cu strictețe a direcțiilor date de ea, a dorinței sincere de a mă corecta și a eforturilor mari depuse cu mine însumi, am fost eliberat de duhul curviei, de toate dependențele și, cel mai important lucru, au plecat acele ființe, acei demoni, forțele necurate care nu voiau să plece, care provocau împotrivire și mă chinuiau prin visuri. De câteva ori după ce m-am trezit, am găsit pe corp scârieturi, răni și arsuri. În locul acestor lucruri, inima mea s-a umplut de dragoste, a apărut înțelegerea sensului vieții și o sete nebună pentru împlinirea voii lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvala. Și tu dai deoparte toată această lume blestemată. Pur și simplu iei decizia și înțelegi că fără efort nu ai cum să intri în împărăția lui Dumnezeu. De aceea noi avem un program care ajută oamenii până la marginile pământului, pentru că sunt foarte mulți oameni care au nevoie și care doresc, care sunt însetați, mai ales acum. Războaiele au fost și nu sunt mai puține, ci sunt mai multe și colapsuri mai multe vin și probleme și totul este pe acest pământ. Dacă undeva nu se întâmplă aceste lucruri, nu înseamnă că mâine ele nu vor fi. Trebuie să fii pregătit, trebuie să fii în realitate, trebuie să înțelegi. Pentru aceasta trebuie să-L urmezi pe Dumnezeu. Lasă-L pe Iisus să intre în viața ta, în sufletul tău, devină familia Lui. Dacă Iisus este pe primul loc, aceasta este familia ta. Treptat, Dumnezeu face ordine în toate domeniile vieții. La rândul meu, mă smeresc cum pot, pentru că Dumnezeu se împotrivește celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Depun efort să corespund încrederii pe care Dumnezeu o are față de mine și resurselor pe care noua mea familie le-a investit în mine. Am rude și cunoștințe cărora le trimit pâinea cea de toate zilele, după porunca lui Hristos. Propovăduiesc și mă implic activ la împlinirea voii lui Dumnezeu. Sunt recunoscător bisericii, în special sunt recunoscător celor de la care a început această misiune internațională, Stanislav și Iulia Saltanenko.
Dacă Dumnezeu bate la inima ta, deschide ca să cunoști și să împlinești voia lui Dumnezeu pentru viața ta, pentru că voia lui Dumnezeu este apogeul desăvârșirii. De aceea, eu pot să spun doar slavă Domnului că Dumnezeu și-a trimis Fiul pe Iisus Hristos și că Iisus nu s-a schimbat. El este același ieri, azi și în veci. Și în El este răspunsul pentru fiecare și pentru toți. Așa că primiți acest răspuns. Acesta este Iisus. Dumnezeu să vă ajute să auziți, să vedeți și să pricepeți în numele lui Iisus ce vrem să spunem și ce vrem să vă transmitem. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să primiți această ungere, adevărul și împreună cu adevărul să primiți libertatea, să vină împărăția lui Dumnezeu în inimile voastre, în casele voastre, tot răul să fie distrus în numele lui Iisus. Abonați-vă, ascultați în fiecare zi, umpleți-vă casa, viața, lăsați-L pe Iisus să intre. Și dracii, bolile, blestemele, fricile, depresia, schizofrenia, toată nebunia în numele lui Iisus și orice robie și orice dependență să fie zdrobite. Pentru că Iisus este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Totul stă prin El. Și toate moleculele, atomii, totul este supus cuvântului, cuvântului lui Dumnezeu. Dragilor, alegerea vă aparține. Faceți alegerea corectă. Alăturați-vă misiunii cuvântului Dumnezeu ca să deveniți parte a familiei lui Dumnezeu, fiii și fiicele lui Dumnezeu și să ajutați oamenii să găsească familia adevărată a lui Dumnezeu și viața veșnică. Fiți binecuvântați, dragilor! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Amin!